asta mi-am adus aminte, să-i aleg încet, dar sigur, energiile în paralel din viața anterioară, când ai fost măritată, ai fost cu cineva, da, ai sărit în viața asta, ești cu altcineva, dar energiile sunt când alea care le simți, pentru că e în paralel, sunt lumile. E un fel de încă cu picioarele stai pe pământul ăla și ăsta, știi? Când le mai simți, dar ele se aleg, da? Și rămâi în lumea asta. Și atunci e un fel de monedă aia care ziceam, are fața asta și are fața asta. Și acum se alege și rămâne doar o față. Da? Guess what? De tine depinde ce față rămâne și cum se alege. Da? Energiile. Da, aia, nu știu de ce. E pozitiv, negativ, pozitiv, negativ, până se șterge totul și rămâi așa... Nu se mai micșorează, da? Totul înăuntru tău se dilată tot și se proiectează foarte frumos. Acolo ești. Dar energiile care le-ai simțit până acum, când ai sărit, era, lumele paralele erau împreună, da? Te-ai reîncarnat, ai sărit. În, și simțeai, când simțeai și auzeai, înțelegeai și simbolic ți se spunea din afară, ți se arăta... în relație, să zicem, că cineva nu înțelege așa, că cineva nu vrea să fie în relație cu tine, că cine... e de atunci și e și clipa, în aceeași clipă, da, e încântat, e relația care trebuie și fie în familie, fie prieteni, fie colegi, fie jumătățile, da? Sunt lumele paralele și se cerne, ajungem până acolo, se cerne calitatea energiilor dintr-o lume în alta, săritura, da? Reîncarnarea și ai răbdare. Tu știi unde ești, tu știi unde ai ajuns. Tu știi cum se întâmplă lucrurile, deja le simți, le înțelegi, acolo ești. Despre asta era vorba. E superb, da? Până acolo se ajunge. Omul n-are de unde să știe, da? Are niște amintiri, frânturi și e atras de tine, fie coleg, prieten, în gașcă, da? Să fiți, să se simtă bine, jumătatea ta. În viața trecută, când s-a întâmplat ruptura, tu încă n-ai sărit aici. Tu erai încă acolo în relațiile vechi și nu se lega nimic, nu se înțelegea nimic ce era, da? Ori atunci deja erai cu... în relația asta nouă. Numai că nu o vedeai. Vedeai aia aiurea, nu te înțelegeai și nu erai. Și erai deja în, da? E un fel de, păi, când m-am reîncarnat atunci, când am văzut la plajă, nu știu ce, eu eram cu fostul, da? Exemplu. Cu care am divorțat și noi, da? Din viața anterioară. Eram în vacanță, pe plajă, când m-am trezit, da, și n-am înțeles unde îs și m-am speriat lângă cine îs, da? Ei, atunci te-ai trezit în relația asta de acum, în prezent. Și omul n-are de unde să știe, să zici, păi de noi împreună am fost. El a fost cu altcineva, cu ruda, cu eu știu cu cine, da? Cu fosta, cu eu știu ce. Și tu cu el erai. Deci erau lumile paralele împreună. Dar încă nu erau, da? Nu erai acolo, tu sau tu și el, oricine ar fi în relație. Dar eu zic de divin masculin, divin feminin. Înțeles unde e? Și omul n-are de unde să... Poate pe parcurs înțelege și reamintește și, da? Dar tu știi unde ești, tu știi despre ce e vorba. Da, erați împreună, da, era acolo. Numai că imaginează-ți ca și cum ai fost... Oh, m-a apucat căldurile, ok. Ca și cum tu erai singură și nu era nimeni. Da? Era cu în viața ta fostă. Și era acolo prezent, prezentul. Adică din viața asta, ai înțeles? Și vai, superb, superb. Și cumva se ciocneau, nu se înțelegeau. Erai mulțumită de ce ți se întâmplă, dar nu până la capăt, ceva nu era ok și nu înțelegeai, da? Acolo e. Și ani de-a rândul erați împreună realitățile astea două, divin masculin, divin feminin, cu două pământuri. Erați împreună,
Da? Erau proiecțiile, gata. Te-ai trezit, te-ai reîncarnat, higher self a proiectat. Și încep să clear, încep să înțelegi, încep să... Acolo ești. Ok.